Forțele separatiste din stânga Nistrului se pregătesc să atace armat Chișinăul. Cel puțin așa susțin reprezentanții Asociației Veteranilor de Război Tiraștighina. Mai mult, ei l-au acuzat pe Igor Dodon că ar fi reprezentantul Rusiei, care duce o politică împotriva statului nostru. În acest context, veteranii de pe Nistru consideră că salvarea Republicii Moldova este unirea cu patria mamă, România. În societate și la nivel de stat se vorbește precum că forțele separatiste se pregătesc de război împotriva noastră. Împreună cu Rusia s-au pregătit 26 de ani, în prezent sunt gata de acțiuni. Am venit să propunem și să cerem ca Guvernul Republicii Moldova imediat să inițieze procedura de pregătire a rezerviștilor pentru apărare. Cerem ca Guvernul Republicii Moldova deschis să ceară ajutor în caz de necesitate de la UE și NATO. Cei care au luptat pentru integritatea țării au mai spus că pericolul numărul 1 al Republicii Moldova este chiar președintele Igor Dodon, deoarece susține separatismul și a întrecut deja orice măsură și că este timpul ca Parlamentul să inițieze procedura de impeachment. Important este ca fiecare dintre noi să conștientizeze că de iure Igor Dodon este președintele Republicii Moldova. Dar de facto, el este reprezentantul lui Putin în teritoriu și duce o politică antistatală. La moment, societatea este divizată ca niciodată. Nici pe timpul Voronii, când eram plină putere, nu eram atât de divizat și atât de contrapuși. Mai mult, veteranii de război spun că și-au pierdut orice încredere și în partidele de la guvernare, dar și cele care au de gând să ajungă cu orice preț în Parlament după alegerile din 2018. N-am nimic. Dacă Plăhătniuc are ceva criminal după spatele lui, să răspundă. Dar îmi pun întrebarea, domnilor, ce strigați voi, domn, jos Plăhătniuc? N-are nicio funcție în stat. Adică jos Plăhătniuc, sus eu, cam așa se primește. Și altă întrebare. Care din liderii acestor partide crede că va câștiga alegerile din 2018 cu o majoritate confortabilă în Parlament? Eu cred că niciunul. Totodată, aceștia spun că nu mai cred nici în unii politicieni care se declară unioniști. Iată și recent, un partid nou în frunte cu Șalaru. Domnul Șalaru, te-ai aflat la guvernare. De ce n-ai realizat scopurile care ți le-ai pus și le-ai promis electoratului? Acum, sub o altă mască, vii ce să spui? Iată aici e problema noastră. Noi avem o sumă de... Eu mă duc cu Ghimpu și ăla îl duci cu Pavlicencu și ăla îl duci cu Șalaru și ăla... Și la urmă și... Noi avem, suntem un procent destul de impunător de pro-unioniști în Republica Moldova. Dacă noi dispărțăm, eu mi-am pare că nu deschid America așa, dispersăm așa în câteva procent la fiecare și câștigăm noi. Astfel, veteranii războiului de pe Nistru consideră că singura salvare a statului nostru este unirea cu România și speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede în 2018, atunci când vom sărbători centenarul și doar dacă se vor reunifica toate forțele.